Arădenii au avut posibilitatea să urmărească un spectacol al motoarelor în cadrul defilării pe două roți, care a avut loc astăzi în centrul municipiului. Piața Avram Iancu a fost punctul de plecare al motocicliștilor, autorii unei spectaculoase parade care a continuat prin centrul orașului, pe Bulevardul Revoluției, între Teatru și Podgoria. Motocicletele au fost apoi expuse pe bulevard. La parada motoarelor au participat atât motocicliști din țară, cât și din afara granițelor, mai mulți posesori de Harley Davidson din Ungaria, anunțându-și prezența din timp. Sperăm să participăm într-un număr cât mai mare, să vină toți motocicliștii din Arad și de seara să ne distrăm pe cinste la Zdob și Zdup. Păi am zis, hai să vedem, sunt în Arad motocicliști efectiv sau nu, dar așa se pare că s-au adunat un număr destul de frumos. S-a emoționat, atâtea motociclete faine, nici nu știi la care să te uiți, efectiv. Indiferent de vârstă, toți cei prezenți în centrul Aradului de la ora 14 s-au declarat impresionați de spectacolul oferit de motocicliști și motoarele lor. Așa, hai. Ți-e frică? Uite, mânuțele aici, a? Așa, să fac mami o poză. Și te uiți la ea, da? Doamne, ce rea ești! Habar nu am, că îmi plac toate modelele. Da, super, na. Defilarea motoarelor a fost un eveniment deschis, astfel că toți arădenii posesori de motociclete au putut lua parte la paradă. Oh,